De aceea așa vorbește Domnul. Dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare de aramă. Ei se vor răzbui cu tine, dar nu te vor birui, căci eu voi fi cu tine ca să te scap și să te izbăvesc, zice Domnul. Amin. Amin. Dragii mei, vorbește Scriptura aici de două lucruri. Unele sunt lucruri de preț și altele sunt lucruri fără preț. Spune prorocul Isaia că gândurile noastre sunt foarte diferite de gândurile lui Dumnezeu. Că noi punem preț pe lucrurile pe care Dumnezeu nu pune preț și invers, pe lucrurile pe care Dumnezeu le consideră valoroase, noi le considerăm fără preț. Gândurile noastre, spune Domnul, nu sunt gândurile Lui. Căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Dumnezeu consideră de preț ceea ce este veșnic, iar omul consideră de preț ceea ce se poate vedea și ceea ce se poate pipăi, ceea ce se poate apuca, acesta este lucrul pentru care omul și-ar da și viața. Dumnezeu însă consideră că lucrurile cu adevărat de preț sunt lucrurile care durează veșnic. De aceea Apostolul Pavel spune că lucrurile care nu se văd sunt veșnice, iar lucrurile care se văd sunt trecătoare. Și aș vrea astăzi, în lumina Scripturii, fiecare dintre noi să facem deosebirea, distinția clară între lucrurile care cu adevărat au preț și lucrurile care nu au preț. Dragii mei, Scriptura este lumina noastră pe cărarea aceasta întunecată a lumii. Să știți că diavolul a aruncat în întuneric total lumea aceasta, în așa fel încât fiecare om care vrea să-L urmeze pe Dumnezeu să fie pus în ceață și să nu mai găsească calea. Dacă vrei să găsești calea, dacă vrei să mergi drept, Scriptura spune lumina în față. De aceea lucrurile fără preț și lucrurile de preț, între care tu va trebui să alegi, sunt cuprinse în această carte a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat însă, să știți totdeauna, cât timp trăim pe pământul acesta, voința liberă. De aceea spune aici Scriptura, dacă te vei lipi iarăși, dacă vei alege între lucrurile de preț și între lucrurile fără de preț. Să știți, noi nu ne strângem doar pentru a vorbi niște lucruri din Scriptură, pentru a mai cunoaște ceva, pentru aceasta avem timp acasă. Noi vrem într-adevăr ca Domnul să ne vorbească și vrem ca să luăm deciziile corecte înaintea Lui. Ca Domnul să ne arate starea inimii noastre, să vedem dacă inima noastră este lipită de lucrurile lui Dumnezeu sau dacă este lipită de lucrurile pe care El le consideră fără preț. Aș vrea să deschidem în cartea Eclesiastul și să vedem un om, aici vorbește împăratul Solomon, și spune câteva lucruri fără preț pentru om și fără preț pentru el. Împăratul Solomon este fiul împăratului David și regatul Israel n-a avut niciodată, a trăit cam 1000 de ani înainte de Domnul Iisus, regatul lui Israel n-a avut niciodată atâta slavă cât a avut pe vremea lui Solomon. Solomon a avut bogăție și slavă cât ar fi vrut. Era cel mai important rege din vremea aceea și el spune că a încercat să găsească fericirea în lucrurile acestea care se văd, în lucrurile trecătoare. Și la capitolul 2, el începe să spună așa. Am hotărât în inima mea, versetul 3, să înveselesc trupul cu vin în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune. Primul lucru, care este? Vinul. Ziceau latinii, in vino veritas, în vin este adevăr, în vin este fericirea. Și să stărui astfel în nebunie până vor vedea ce este bine să facă, voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari. Știți, omul își face lucruri mari. Ia fiți atenți, seamănă cu noi. Mi-am zidit case, mi-am sădit vii. Mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Este fericirea noastră? Mi-am făcut iazuri, lacuri, ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi mai multe decât toți cei ce puseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei, a avut 300 de neveste și 700 de țiitoare. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim, mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat
Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost parte din toată stânearea mea. Nu sună cunoscut ceea ce vorbește aici Solomon. Am avut de toate, am strâns, mi-am făcut, mi-am adunat, am avut bogăție. Care este concluzia? Versetul 11. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Și dacă citim întreaga carte, el plânge și își plânge viața lui, măcar că a fost un om înțelept pentru cei din vremea lui, el își plânge viața lui pe care și-a cheltuit-o ca un nebun. Sădind vii, sădind grădini, zidind case, făcând lacuri, având multe lucruri, strângând argint și aur. De ce însă lucrurile acestea nu dau fericire? Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare. Dumnezeu toate astfel de lucruri le consideră lucruri fără preț. Pui tu preț pe lucrurile astea? Pui preț pe o casă? Într-o zi o vei părăsi? Pui preț pe banii care ai? S-ar putea ca mâine să nu mai aibă nicio valoare. Pe ce pui tu preț? Scriptura spune să nu ne legăm inima, căci unde ne este inima noastră, acolo ne este și comoara noastră. Unde trebuie să fie inima legată? La lucrurile veșnice, la lucrurile de preț. Lucrurile acestea care pierd sunt trecătoare. Și spune aici Iov, care a avut și el o mulțime de bogății, trage concluzia la toate lucrurile și spune: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Ce iei după tine? Dragii mei, ceea ce are valoare în ochii lui Dumnezeu și ceea ce are valoare veșnică este ceea ce iei după tine. Pentru lucrurile astea pentru care te trudești, cât iei din ele? În momentul în care Dumnezeu pune capăt vieții, și să știți că Dumnezeu poate să pună capăt vieții nu doar la bătrânețe. Dacă te duci într-un cimitir, vei găsi acolo cruci și dacă nu merg vârstele oamenilor, eu când am fost la ultima mormântare, fiindcă aveam timp liber, m-am uitat acolo și am văzut că erau cruci noi ale unor tineri. Unul era de 18, unul de 22 și mă întrebam, oare cum ar fi? Cum ar fi mărit oamenii? Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi un număr de zile și spune că noi oamenii nu putem să adăugăm nici măcar o zi sau o oră la viața noastră. În numărul acesta de zile, care se numește viață pe pământ, tu trebuie să faci deosebirea între lucrurile de preț și lucrurile fără de preț. Ai o singură viață, ce faci cu ea? Dacă ți-o petreci alergând pentru lucrurile acestea, vezi că alții au făcut-o înaintea ta. Alții mai înțelepți decât tine, cum a fost regele Solomon, au luat alergarea aceasta și toată viața au alergat după ea. La sfârșit au tras concluzia pe care tu trebuie să o știi. Nu au nicio valoare. Le vei lăsa pe toate? Gol am ieșit din pântecele mamei, spune Iov, și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Noi n-am adus nimic în lume. Ce-am adus când am venit ca și copii? Și nu vom lua, spune tot Pavel, nimic din ea. 1 Timotei 6,7. N-am adus nimic în lume și nu vom lua nimic din ea. Știți ce vom lua, dragii mei? Ceea ce am făcut împreună cu Domnul sau pentru Domnul. Și imediat o să vedem care sunt lucrurile veșnice. Așadar, lucrurile acestea sunt trecătoare. Tu poți să-ți petreci viața ca tânăr. Poți să pleci de la 18 ani, poți să faci și să strângi, și să ai, și să te etalezi, și să fii respectat pentru lucrurile astea. Știi ce se alege din asta? Nimic. Am să dau un exemplu, de fapt, Scriptura îl dă. Este vorba de doi oameni. Unul era bogat și unul sărac. Cum se numea bogatul? Bogat. Și săracul? Lazar. Lazar. Știți ce înseamnă Lazar? Știți ce înseamnă? Că la evrei numele nu erau puse așa la întâmplare. La evrei fiecare nume avea o semnificație. De exemplu, numele Iisus, ce înseamnă? Dumnezeu este Mântuitorul sau Dumnezeu este Cel care mântuiește. Numele Lazar însemna așa: ajutorul meu este Dumnezeu. Și omul acesta care avea ajutor pe Dumnezeu, ce avea din lucrurile materiale? Spune Scriptura. Zice, era un sărac numit Lazar, plin de bube și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și ningeau bubele. Dragii mei, bani avea? Nu. Casa avea? Nu. Mâncare avea? Nu. Ce avea din tot ce a avut Solomon? Ce avea el din lucrurile astea? Nimic. Și ai fi zis, iată un mare ratat. Iată un om pierdut. Un om de disprețuit. Trecea bogatul pe lângă el și îl disprețuia. Zice că nici fărâmiturile nu îi le dădea. Fărâmiturile sunt pentru câinii mei, nu ți le dau ție. Un om murdar. Veneau câinii și
și lingeau bubele. Și mai pe lângă faptul că nu avea nimic din lucrurile materiale, mai avea și o boală, că era plin de bube, ca eu. Ce avea însă omul acesta? Un ajutor în Dumnezeu. Dragii mei, nu era un om care se juca cu mântuirea. Cum se joacă unii de aici. Când pe o cale, când pe altă. Până când deșchiopăta de ambele picioare. Omul acesta nu se juca de mântuire. Era un om cu totul pentru Dumnezeu. Chiar și că a pierdut tot. Eu cred că le-a pierdut. Nu cred că tot timpul a fost sărat. Chiar dacă a pierdut tot. Și casă, și masă. Ca eu. Să știți, nu e o pildă. E o întâmplare reală. Domnul Iisus de aia îi dă și numele pentru că a existat un astfel de om. Când a pierdut tot și când a venit și boala, omul acesta nu s-a clătinat în credință. El n-a mers pe două cărări. De aceea când se termine istoria lui și se termine și al bogatului, dragii mei, bogatul avea din lucrurile fără preț. Fără preț în ochii lui Dumnezeu. În ochii oamenilor avea un mare preț. Toată lumea cinstea și spunea, iată acest om, binefăcătorul nostru, probabil că era darnic, făcea mese, făcea acțiuni de binefacere pentru neam. Un astfel de om. Avea toate lucrurile. Când Dumnezeu le taie firul vieții la amândoi, intră în lucrurile cu adevărat veșnice, cu adevărat importante, lucrurile de preț. Și Lazar este în sânul lui Avram. Iar bogatul, pe când era în locuința morților, închinut. Nu te juca cu mântuirea ta. Tu să nu crezi că dacă ai stat în adunare, să nu crezi că dacă ai stat 10 ani în adunare și te-ai ridicat vreodată în picioare. Asta îți asigură ție cerul. Pun încă o dată, prin Duhul Sfânt și de la Dumnezeu, nu-ți asigură nimic. Mai mult face sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Întrebarea nu este dacă odată te-ai pocăit. Întrebarea este dacă astăzi ești bine cu Dumnezeu. Dacă astăzi ți se taie firul vieții sau vine Domnul. Tu ești un om decis pentru Domnul. Tu pui valoare pe lucrurile care au valoare? Sau încă alegi după lucrurile fără preț? S-ar putea să ai soarta acestui om, a bogatului. Să nu credeți că omul ăsta nu cunoștea din cuvânt. Era un om din Israel. Omul acesta bogat mergea la sinagogă. Omul acesta, dacă l-ar fi întrebat cineva, el ar fi spus că sunt fiul lui Avram. Ce îi zice lui Avram? Dincolo. Cum îi spune? Părinte Avrame. Și Avram ce îi zice? Fiule. Deci era nu era dintre păgâni. Era dintre credincioși. Avram este tatăl tuturor credincioșii. Un credincios, bogatul acesta, un fiu al lui Avram, un credincios după Scriptură care alerga după lucrurile lumii. Un altul, la Luca 12, zice așa. Le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roade. Iată a zis el ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zbi altele mai mari. Voi strânge acolo toate roadele și toate bogățiile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrul pe care l-ai pregătit, ale cui vor fi. Tot așa este și cu cel ce își adună pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Pentru ce adună? Pentru ce trăiești viața? Asta îți decide ție veșnicie. Viața poate să se taie dintr-o dată. Omul acesta era în plină construcție, era în plină acțiune de a construi. El își mărea în curte casa, hambarul și toate celelalte. Nu s-ar fi gândit, spunea cineva, să mă găsească ocupat, moartea că nu mă ia. Și Domnul îi spune, chiar în noaptea aceasta, ți se cere sufletul. Păi, dar nu-s bolnav, nu sufăr de nimic, dar nu trebuie să fii bolnav. Poți să te așezi în pat, să ți se taie firul vieții. Poți să conduci. S-a întâmplat cu unul, a stat la semafor și era altul lângă el. Și a zis, dă-i, că s-a făcut verde. Dă-i. Și omul rămăsese imobilist. Atât. 30 de secunde. Dumnezeu ne știe firul vieții și în funcție de cum ne trăim noi și pe ceea ce punem preț, ne așterem dincolo. Spune, astfel este un om care strânge comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Întreb încă o dată acum, în ce te afli? Ești în plin proces de îmbogățire pentru Dumnezeu? Cum te poți îmbogăți pentru Dumnezeu? O să vedem imediat lucrurile care au preț. Dragii mei, lucrurile lumii acestea, tot ce vedeți, să știți, în afară de faptul că noi le vom lăsa, mai spune Scriptura încă ceva, pământul cu tot ce e pe el va arde. Știți ce se va alege de ele? Scrum, cenușă. Nu va rămâne nimic în picioare. Când Dumnezeu va clătina pământul ăsta la venirea Domnului Iisus, nimic nu va sta în picioare. Știi ce va sta în picioare? Credința ta.
Ce ai făcut cu Dumnezeu? Asta e singurul lucru care stă în picioare. Și dacă ai umblat pe două cărări, să știi că oamenii aceștia care umblă pe două cărări, de fapt, sunt pe calea cea largă care duce la pierzare. Așadar, lucrurile care se văd sunt lucruri fără preț. Care sunt lucrurile de preț? Am să vă dau 5 lucruri de preț. În ochii lui Dumnezeu și după Scriptură. Lucrul cel mai de preț, primul lucru și cel mai de preț, este mântuirea sufletului tău. Noi ne naștem păcătoși, trăim ca păcătoși și pe măsură ce creștem ne adunăm mai multe păcate. Câte păcate avem? Am întrebat ei, nu știu. Câte păcate avem? Problema cea mai mare și lucrul cel mai important este ca păcatele noastre să fie iertate. Fără acest lucru nimeni nu va ajunge în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, lucrurile acestea au mare preț. De ce spun că au mare preț? Ca noi să putem fi iertați, nu un înger a venit pe pământul acesta, nu un arcanghel, nu o creatură a lui Dumnezeu, ci însuși Fiul lui Dumnezeu a trebuit să vină și să moară pentru păcatele noastre. Lucrul cel mai important, mântuirea sufletului nostru, s-a câștigat nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ci cu sângele lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Nu e un lucru mai de preț în univers decât sângele lui, și sângele lui cu adevărat s-a vărsat pe pământul acesta în urmă cu 2000 de ani în Ierusalim, în afara cetății. Lucrul cel mai important din istorie este că pe pământul acesta a trăit și mai mult decât că a trăit, a murit Fiul lui Dumnezeu. Că aici piroanele l-au străpuns și 6 ore a stat pe o cruce. Că aici a fost pus într-un mormânt. Că sângele lui a udat pământul acesta. Și că aici, unde tu faci păcatele, aici poți căpăta iertare. Lucrul cel mai de preț este să ai o zi în viața ta în care să-i predai viața lui Dumnezeu și să spui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Eu am făcut multe păcate, nenumărate. Curățește-mă și nu-i doar atât. Nu-i doar atât. Schimbă-mi viața. Nu vreau să fiu spălat și să mă duc înapoi să mă bălăcesc. Scriptura spune astfel că fac animalele necurate. Eu vreau să mă curățesc și vreau să mă păstrez curat. Eu vreau să mă sfințești și vreau să trăiesc sfânt. Dragii mei, semnul principal al mântuirii. Dacă vrei să știi, poate nu ești sigur, poate nu ai certitudinea că Dumnezeu te-a iertat. Știi care este semnul? Trăirea în sfințenie. Un om cu adevărat iertat, un om cu adevărat curățit, se ferește de mizeria păcatului. Nu se mai duce înapoi la păcat. El se ferește de păcat. El trăiește pentru lucrurile de preț. El nu mai pune preț pe lucrurile lumii, ci pune preț pe lucrurile lui Dumnezeu. Primul lucru cel mai important este mântuirea sufletului, pentru care Domnul Iisus a plătit sângele lui. Un alt lucru de preț este să-L urmezi pe Domnul Iisus. Știți că oamenii aceștia, Petru, Iacob și Ioan, au lăsat totul și s-au dus pe Domnul Iisus. Și ieri spuneam cu băieții, ce a lăsat Petru, dragii mei? Ce a lăsat în urmă? O barcă, niște mreji și avea o casă în care locuia soacra lui. Știți că s-a dus în casă la Petru și acolo locuia cu soacra lui. A lăsat lucrurile astea. Lucruri fără preț, fără valoare. Ce a câștigat? Când te duci dincolo, când vom ajunge în slavă, în slavă este o cetate, cetatea Marelui Împărat. Pe tron domnește Marele Împărat și acesta este Domnul Iisus. Și a spus, când va veni Fiul Omului în slava sa și va ședea pe scaunul lui de domnie, și voi veți ședea pe 12 scaune de domnie. Lângă Domnul Iisus cine este? Petru. Cetatea aceasta are pe temelii scris câte un nume. Unul dintre nume este Petru. Ce a lăsat Petru? O barcă, o mreajă și o casă trecătoare. Ce a câștigat? Lucrurile veșnice. Un tron de domnie, o cetate nepieritoare. A făcut o investiție bună? A făcut bine că l-a urmat pe Iisus. Probabil că erau oameni care ziceau, ce faci, mă, Petre? Îți lași tu afacerea ta, îți lași tu negoțul tău, te duci după omul acesta. Omul acesta nu știi că îl caută peste tot să-l omoare, nu știi că peste tot îl blesteamă, nu știi că peste tot spun că el lucrează cu Satana. Asta se spunea despre Domnul. Nu era numai un om popular, era un om foarte prigonit și de nenumărate ori au căutat să-l omoare. Te duci tu după el, cum ziceau ucenicii, haide să mergem și noi după el și să murim împreună cu el. Numai moarte te așteaptă. Dar asta este prețul uceniciei. Dacă noi renunțăm la puține lucruri, Dumnezeu ne pune peste multe lucruri. Dacă noi renunțăm la ceea ce nu putem păstra, Dumnezeu ne dă ceea ce nu putem pierde. David Braine spune așa, nu este nebun cel ce dă ceea ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde. Nu este nebun cel care face investiția veșnică, cel care își dă seama că oricum nu poate păstra lucrurile acestea și investește totul pentru cer, se îmbogățește față de Dumnezeu. Al treilea lucru
de mare preț înaintea lui Dumnezeu este înțelepciunea de sus. Ești un om înțelept, inteligent? Cum te consideri? Cum te consideră oamenii? Bine, înțelepciunea asta nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Zero. Zero absolut. Înțelepciunea oamenilor nu e de nicio valoare înaintea lui. Este o înțelepciune care vine de sus și despre care spune așa Scriptura, Iacov 3:17. Este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățanică. Iar în Proverbe sunt două locuri, sunt mai multe locuri, și spune așa, câștigul pe care îl aduce această înțelepciune sfântă este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și decât toate comorile tale, care nu se pot asemăna cu ea. Înțelepciunea lui Dumnezeu prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Caută înțelepciunea lui Dumnezeu ca să mergi prin viață investind în lucrurile veșnice. Înțelept este omul care știe să-și trăiască viața pentru cer. Să-ți trăiești viața aceasta temporară din perspectiva eternității. Să știi că într-o zi vei pleca și că adevăratele lucruri sunt celelalte. Și să-ți investești viața de aici pentru lucrurile de acolo. Nu este nebun omul care face așa, ci este un om înțelept. În ochii oamenilor ești nebun, dar nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Fii înțelept în viața asta, cu înțelepciunea de sus și investește-ți viața în lucrurile eterne de care vei avea parte veșnic. Într-o zi toți vom fi în veșnicie și vei vedea că aceste cuvinte ale Scripturii se vor împlini. Ceea ce ai investit pe termen lung, pe termen veșnic, este ceea ce este al tău. Al patrulea lucru de mare preț este biserica. Și vei zice, care e biserica? Biserica baptistă, catolică, evanghelică, ortodoxă sau penticostală? Care e biserica aia din Scriptură? Cum se numește biserica din Scriptură? Biserica Domnului. Care este biserica Domnului? Și care are mare preț în ochii lui și tu trebuie să pui mare preț pe biserica Domnului. Este asta. Ascultați. Această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, sfântă și fără picană. Pe asta o recunoaște Domnul. Sfântă, fără picană, slăvită, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta. O biserică sfântă, unde oamenii nu se strâng ca să aibă și ei ce face duminica, ci caută sfințenia. Unde oamenii caută să fie într-adevăr după Scriptură. Unde oamenii îl caută pe Dumnezeu pentru că El este Cel care ne sfințește viața. Asta este biserica. Și biserica asta are mare preț în ochii Lui. Spune că Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. Cu sângele Lui. Pui tu preț pe biserică? Pe strângerea la oaltă a celor care trăiesc în sfințenie. Lucrarea Domnului are temelia aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și îi cunoaștem și noi. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Oricine se depărtează de fără de lege este fratele meu sau sora mea. Dumnezeu prețuiește poporul lui Sfânt. Și spune așa în Isaia, de aceea pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc. Auzi cum vorbește de poporul lui? Ai preț în ochii mei. Pe ce pune Dumnezeu preț? Nu pe munți, pe mări, nu pe case și castele, pune preț pe niște oameni. Oamenii aceștia împreună formează poporul lui Sfânt. Și Dumnezeu spune despre poporul acesta, ai preț în ochii mei, ești prețuit. Pentru poporul acesta sfânt, El pregătește un loc în casa Tatălui. Într-o zi vom sta cu El. Într-o zi vom sta la masă cu El. Într-o zi vom fi în casa Lui. Ăsta este poporul lui Dumnezeu Sfânt. Pui tu preț pe strângerea la oaltă a credincioșilor? Nu vei putea să străiești viața singur și nici nu vei putea să dormi acolo unde cuvântul nu face altceva decât să plictisească ascultătorul. Caută oamenii care trăiesc în sfințenie. Acolo Dumnezeu pune preț. Pe cei care caută să fie o biserică, fără pată, fără zbârcitură. N-ai decât o viață. Nu-ți irosi timpul. Nu-ți irosi timpul. Mai ales că viața de acum încolo este amenințată de două lucruri. Și de precaritatea ei, de fragilitatea ei, că suntem ființe fragile, și de venirea Domnului Iisus. Să nu te găsească Domnul Iisus căscând și vorbind de rău și petrecându-ți timpul burfind. Să te găsească Domnul în această mireasă curată, fără pată, fără zbăcitură. Pe aceasta o va lua, o va îmbrăca în haine albe și o va pune cu El pe scaunul Lui de domnie. Și al cincilea lucru care are preț este slujba divină. Să-i slujești lui Dumnezeu. Dragii mei, când te întorci la Dumnezeu, nu este doar că te întorci la Dumnezeu și ești membru. Trebuie să fii un slujitor. Un ucenic este un slujitor.
Dacă nu slujești, înseamnă că nu ești ucenic. Spune Scriptura că este mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Un singur suflet pe care îl câștigi pentru Domnul. Te face să fii înțelept. Cel înțelept câștigă suflete. Câte suflete ai câștigat pentru Domnul? Aici spune în Ieremia, dacă vei deosebi ce este de preț, de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Când vei vorbi, tu, Dumnezeu va vorbi prin tine. Când tu vei deschide gura, El va vorbi. Duhul lui cel Sfânt. Vei cunoaște planurile sale, vei cunoaște gândul său, vei cunoaște semnele timpurilor, vei fi un om cu adevărat înțelept. Dar încă o dată, ești chemat să faci deosebire. Fiecare, dacă crezi că e pentru tine, mesajul pentru tine, nu e pentru cel de lângă tine. Dacă, este un mare dacă și o mare capacitate de alegere a noastră. Și astăzi, cuvântul ăsta, eu l-am primit săptămâna aceasta din partea lui Dumnezeu și vi-l dau așa cum l-am primit. Nu știu exact pentru cine este anume. Dar Dumnezeu te pune astăzi în fața unei alegeri. Și este cu dacă. Dacă înseamnă așa, că vei face cum spune Dumnezeu sau vei face invers. Și Scriptura spune, dacă te vei lipi iarăși de mine, iarăși, ai mai fost lipit de Domnul vreodată? Dacă ai mai fost vreodată în trecut lipit de Domnul, știi ce înseamnă să fii lipit de Domnul? Să gândești cu gândul Lui, să vorbești cu gura Lui, să simți cu inima Lui, să fii una cu Domnul. Dacă vreodată ai fost lipit de Domnul, acum este momentul să te lipești iarăși. Și este dacă. Dacă te vei lipi iarăși de mine, primul lucru, dacă vei sta iarăși înaintea mea, dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără de preț, atunci Dumnezeu te va folosi pentru slava Lui și atunci vei face alegerea înțeleaptă. Cu astăzi alegerea asta. Lasă lucrurile astea. Investește în lucruri veșnice. Pune sufletul la adăpost. Dacă încă mergi pe două cărări, decide astăzi să mergi pentru Domnul. Dacă încă n-ai avut o pocăință reală, pocăiește-te astăzi. Dacă încă sunt lucruri din lumea asta care te trag înapoi, tu le știi foarte bine, nu trebuie să ți le spună nimeni. Ai un cuget și cugetul spune, lucrul ăsta te trage. Taie-l, dragă frate, taie-l, dragă soră. Până nu vei tăia lucrul ăsta din viața ta, nu vei avansa. Te va ține ca o ancoră lipită de pământul acesta și nu vei putea merge pe calea Domnului. Nu vei putea fi folosit de El. Nu vei putea să-L lauzi, nu vei putea să primești din partea Lui umplerea cu Duhul Sfânt. Cum ajunge un om să fie ca gura Lui? Cum ajunge un om să vorbească cuvintele Domnului? Cum ajunge un proroc să fie proroc și să zică așa vorbește Domnul? Duhul Sfânt venea peste el. Așa ajunge un om să fie omul lui Dumnezeu. Dacă noi ne vom despărți de toate lucrurile acestea fără preț și le vom lua pe cele de preț, Dumnezeu ne va umple cu Duhul lui cel Sfânt, ne va da putere, ne va face lumină și nu ne vom trăi viața degeaba, ci ne va da un viitor și o nădejde și vom vedea lucrurile lui Dumnezeu pe pământul celor vii și vom vedea slava lui Dumnezeu în veșnicie. Amin. Amin.